Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta de a fi în casa lui Dumnezeu și ar vrea Domnul să reverse din îndurarea Lui peste fiecare dintre noi. Pentru că am cântat împreună cu tinerii care ne-au condus în cântare, la cântarea de dărnicie, am cântat că puterea lui Dumnezeu este mare. Una dintre cele mai mari minuni care le-a făcut Domnul cât a fost pe pământ a fost deschiderea ochilor lui Bartimeu. E una dintre cele mai mari minuni care le-a făcut Domnul. Pentru că unul dintre cele mai grele lucruri după înviere, să învii pe un om, cel mai greu e să-i dai vederea, nu? Ăsta ce ai pierdut, ai pierdut pentru totdeauna. Și uite că în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează și ne vorbește despre Bartimeu. Acum să știți personajul acesta. Are un nume foarte frumos, dar nu s-o mai pus la băieți. N-ai vrea să-l ai deginere pe Bartimeu, nu? Cu ce te-ai ocupat? Știi că dacă faci ceva 21 de zile, ăsta nu știu câți ani o cerșit, dar dacă 21 de zile faci același lucru, deja ți intră în instinct. Deja faci din inerție. N-ai nevoie de bani, dar ești obișnuit să iei împrumut, nu? De ce? Că e o inerție. E o inerție să iei de la unul să bagi la tine. S-a intrat în reflex. Nu știu, cred că Domnul l-a vindecat, că de-aia o și lăsat haina și o să vedem la final cu haina lui Bartimeu. Domnul s-a ocupat de el și cred că i-a scos și din caracter, că așa face Dumnezeu. Dumnezeu când mântuiește un om, când îl ridică de lângă drum, când îl eliberează de diferite și de fapt nu de diferite, de toate patimile, Domnul îi schimbă și caracterul. Domnul îi dă o direcție nouă și la nivel de caracter, nu mai cere. Și omul când se pocăiește, e cu inima mare, e cu inima larg deschisă. Nu așteaptă să primească, ci gata să ofere. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce m-a intrigat la pasajul acesta, la textul acesta, e un punct. În primul verset spune așa, au ajuns la Ierihon, punct. Mă, dar de la început, după o propoziție de 4 cuvinte, apare un punct. Și punctul ce face? Oprește. Oprește, în prima fază, oprește toată experiența lui Bartimeu. După, aia zice, domnule, mai las un pic, pui punctul mai încolo. Prea repede, după 4 cuvinte, se pune punct. Au ajuns la Ierihon și m-a înțăpat inima. Ce-i cu punctul ăsta, așa repede? Că ar fi trebuit să apară măcar după jumătate de verset. 4 cuvinte și se pune punct. Înainte să intrăm în subiectul acesta, aș vrea să vedem. De ce Dumnezeu pune punct aici după Ierihon? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu întâi să-l vindece, Domnul înainte să-l vindece pe Bartimeu, Domnul vrea să ne vorbească de Ierihonul în care stătea Bartimeu. Experiența aceasta, acțiunea aceasta, toată se petrece la Ierihon. Ierihonul, din punct de vedere geografic și istoric, e cea mai veche așezare de pe pământ. Cunoscută, cea mai veche despre care are date. Ierihonul era cea mai veche așezare. Ierihonul a fost cetatea dărâmată, poruncit de Dumnezeu să fie dărâmată, când Iosua împreună cu poporul Israel trec Iordanul și dau să intre în țara Canaanului. Domnul se uită spre Ierihon și zice, cetatea aceasta să fie dărâmată. Și se pune Iosua cu poporul, cu preoții, scoate chivotul, încep, dar știți ce e interesant? Că Domnul dărâmă Ierihonul, nu cu sabia. Nu dărâmă de Ierihonul cu bomba. Știi cu ce dărâmă Ierihonul? Cu cântarea de laudă. Cu strigătul. Uitați-vă că Bartimeu folosește ce s-a folosit în vechime. S-a folosit strigătul în vechime când Iosua poruncește. Vine și spune, strigați! Uite că s-a implementat în inima lui Bartimeu și ăsta când aude de Iisus, din Ierihon începe ce să facă? Să strige. Și uitați-vă că vindecarea apare în Ierihon. Pentru că să știți, Ierihonul când Iosua dărâmă împreună cu izraeliții, dărâmă Ierihonul, aruncă un blestem asupra Ierihonului în Iosua 6:26, cuvântul Domnului vine și spune ce trebuia să se facă cu Ierihonul. Spune cuvântul Domnului așa. Atunci a jurat Iosua și a zis,
Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului. Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Zice, dacă vrea cineva vreodată să zidească Ierihonul, va trebui să plătească prețul morții a doi copii. Știți că de obicei când se construiește o casă, se dau mese, se dau mese importante. Una la început, eu n-am știut când am construit casa. Și-a venit constructorul și-a zis, mâine băgăm să săpăm. Zic, slavă Domnului, dăm bătaie. A zis, nu așa, nu așa, vezi că mâine trebuie să dai o masă. Păi ce masă, mă? Așa se dă la constructori. Când sapă fundația, trebuie să mănânce bine. Am zis, bine, dau o masă. Le-am mai dat pe parcursul construcției. I-am mai servit eu, le-o pregătit Dana masă să lucreze cât mai bine. Că altfel, când îi ții cu masa acolo, nu mai lași să plece 2-3 ceasuri, vin Sara și zice că s-o găta programul de lucru. Și am ținut acolo. Le-am dat masa la început. Când a fost pe gata, i-a pus acoperișul, pe gata, acoperișul, o zis către mine, vezi că mâine e o zi specială. Ce? Mâine gătăm acoperișul. Și am zis, bine, e bun, dați avansare. O zis, nu, mai trebuie o masă. Mai trebuie o masă. Păi zic, cum mă? Zice, da, așa se dă. Una când încep construcția și una când sfârșești construcția. Zice, mai dai o masă mâine, mai dau o masă mâine. Le-am dat și când au plecat, cea mai fericită masă a fost când au plecat. M-am bucurat și când au venit, dar uite, vine Iosua și spune așa, dacă vrea cineva să construiască Ierihonul, nu va avea bucurie cu masa, ci va plăti prețul îngropării. Va trebui să-și îngroape cel mai mare copil când sapă și va trebui să-și îngroape cel mai tânăr copil, cel mai mic, în momentul când îi pune porțile. La început și la final. Uitați-vă că nimic bun nu se întâmplă în Ierihon. Știți că în Ierihon n-o ținut Domnul niciodată nicio predică? Niciodată n-o predicat Domnul nimic în Ierihon. Când a intrat Domnul în Ierihon, a făcut lucruri binecuvântate, dar n-o predicat niciodată. Uitați-vă, după 500 de ani, se ridică Hiel, un împărat 16:34, se ridică un grozav să zidească Ierihonul. Ierihonul care a mers până în vremea Domnului. Acum cei care ați mers prin Israel, nu am fost, dar cei care ați mers, am înțeles că-s ruinele pe acolo. Unul mi-a zis că o găsi și dudul lui Zacheu. Mă, lasă-mă în pace. Da, zice, așa ne-a zis ghidul. Păi văd, avem noi duzii noștri, ăștia nu rezistă 50 de ani. Zice, nu, așa ne-a zis ghidul că-i dudul lui Zacheu. Bine, Domne, dacă o fi dudul lui Zacheu, așa o fi, crede tu, liniștit. O rămas Ierihonul în picioare până în vremea Domnului. Și auziți ce spune cuvântul Domnului? Pe vremea lui Ahab se zidește din nou Ierihonul, un împărat 16:34. Spune cuvântul Domnului așa, pe vremea lui a împăratului Ahab, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Uitați-vă că de la început și până în vremea aceasta, nimic bun nu s-a realizat în Ierihon. Nici măcar o predică n-o ținut Domnul. Mulți vor să schimbe Ierihonul. De-aia pleacă din biserică unii la Ierihon. Cred că se vor întâmpla lucrurile grozave. Niciunde. Toți care au plecat spre Ierihon, toți au avut parte de tragedii extraordinar de mari. Extraordinar de mari tragedii au fost în viața omului care a ajuns la Ierihon. Știu că în seara asta, aici suntem la Elim, dar îți oameni care trăiesc viața Ierihonului. Tragedie după tragedie, durere după durere. Știți ce spune cuvântul Domnului? În Luca 10:30, că un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Ăsta era din generația noastră. Ăsta când ieșea de la biserică, merea la... Nu mai zic la ce, da? Ăsta era omul care se cobora. Ascultați ce zice. Zice, un om se cobora. Niciodată Ierihonul nu te va ridica, ci întotdeauna Ierihonul aduce prăbușire. Zice că ăsta se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Ăsta e primul semn care trebuie să ți se lipească de inimă.
Când te depărtezi de Dumnezeu, când te depărtezi de cuvântul lui Dumnezeu, depărtășia cu biserica, viața ta începe să coboare. Uitați-vă cei care au faliment familiar. Știți unde e problema? Nu că nu i-o dat, nu știu, ce n-o dus în concediu, nu l-o dus în nu știu pe unde. Nu că nu i-o dat ceva de ziua lui sau de ziua ei. Nu, știți care a fost problema? Coborârea de la Ierusalim spre Ierihon. Coborârea de la Ierusalim spre Ierihon. Zice cuvântul Domnului că ăsta care o coborât, o crezut că mere la prieteni. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu că la Ierihon nu găsești prieteni, ci găsești ce? Între ce o căzut ăsta de la Ierusalim la Ierihon? Între tâlhari. Cum mă că ăștia tăți îi dădeau cereri de prietenie? O zice cerere de prietenie de la nu știu ce, să zicea de dimineață, de femeia aia tatuată, nu? Domnul, e tot tatuat, ăsta e prietenul meu. Cu ăsta mă întâlnesc, ăsta mă iubește. Ăsta o zis că o să am o viață extraordinară. Uitați-vă, totdeauna, când omul coboară de la Ierusalim la Ierihon, în Ierihon nu vei găsi niciodată numai tâlhari, care știți ce fac? Îl dezbracă. Zice cuvântul Domnului că ăsta o coborât de la Ierusalim și ăștia tâlharii, când au pus mâna pe el, l-au dezbrăcat. Când pleci din prezența lui Dumnezeu, știi ce ia diavolul prima dată? Îți ia haina. Știți ce înseamnă haina? Demnitatea. Uitați-vă că un om care e îmbrăcat are demnitate. De ce? Domne, e îmbrăcat, are o siguranță și îl vezi. Zici, domne, este un om demn. Uită-te la unul care scapă de la nu știu ce spital și pleacă îmbrăcat, sumar sau fără haine. Aleargă, îi hăbăuc de cap, fuge. De ce? Prin haine, prin faptul că și-o pierdut hainele, nu-i îmbrăcat. Își dă seama că nu mai are demnitate. Știi ce face diavolul? Când depărtează pe un om de casa lui Dumnezeu, primul lucru vrea să ia demnitatea. Să-l coboare între tâlhari și tâlharii mari specialiști, nu să fie prieteni, ci să-ți ia demnitatea. De ce stai poate la internet și asculți cuvântul lui Dumnezeu și te uiți că ai pierdut o haină binecuvântată care ai avut-o în casa lui Dumnezeu? Poate ai cântat în cor, ai cântat în fanfară, ai fost în casa lui Dumnezeu, dar te uiți în viața ta, ai haine de firmă, ai haine care fizic te descriu foarte bine și te arată foarte bine în fața oamenilor. Dar uită-te tâlharii din Ierihonul în care te-ai coborât, uită-te cum ți-o luat haina spirituală, uită-te cum te-o deposedat de valoarea care ai avut-o din partea lui Dumnezeu. De ce bisericii din Apocalipsa îi spune Domnul Îngerului și îi spune așa: te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, haine albe să te îmbraci cu ele. De ce Domnul oferă bisericii? De ce Domnul oferă omului haine? Știți de ce? Că atunci când omul se întâlnește cu Dumnezeu, când se întâlnește cu samariteanul și îl ridică de la Ierihon, îl aduce la Ierusalim, primul lucru îi dă haina pe el, îi oferă demnitatea. Te uiți în viața ta și ne uităm în viața noastră, fiecare. Ce am fost în trecut? Că stăteai cu capul în jos și stăteam fiecare cu capul în jos. Mai țineți minte ce s-a zis azi dimineață de scrisor, de nu știu ce, fiecare ce o trimis? Și s-a zis așa un lucru care m-a făcut să-mi dea lacrimile. Faptul că toți am avut scrisori înaintea lui Dumnezeu. Pe toți ne-a părât diavolul înaintea lui Dumnezeu. Uită-l-i fără haină, uită-te la el cum s-o coborât, toți am avut. Dar dacă astăzi suntem în casa lui Dumnezeu, e pentru că într-o seară ca aceasta, Hristos ne-a luat din mizerie, Hristos ne-a luat de la Ierihon, ne-a adus la Ierusalim și știți ce a făcut? Ne-a dat o haină nouă, slăvit să fie numele Domnului. Ăsta de la Ierihon a mai pățit ceva, zice că l-a lăsat aproape mort. De ce omul când se depărtează de Dumnezeu, imediat apare în viața lui, după o săptămână de distracție, după o lună de distracție, după o lună de Ierihon, știi ce apare? Depresia, tristețea. Pentru că își dă seama că promisiunile nu-s la fel cu realitatea. Își dă seama că Ierihonul ăla nu e exact ce și-o dorit el. Nu e exact bucuria aia care o crezut el că o să o găsească. O fost numai amăgire. De ce, uitați-vă, oamenii care se depărtează de Dumnezeu cochetează cu, nu mai zic cu ce, cu pragul plecării din lumea aceasta. De ce? Pentru că atunci când omul se depărtează de Dumnezeu și coboară la Ierihon, diavolul vine și-l aduce pe pragul morții, zice că l-au lăsat aproape mort. Știți că tot în Ierihon, Domnul Iisus mai găsește pe cineva.
S-a predicat lunile trecute foarte mult de unul mic de statură. Știți unde l-a găsit? În Dud, că vorbirăm de Dudul lui Zacheu. Știți unde l-a găsit? Tot în Ierihon, tot altul de-a nostru. Alt om bun, alt om cu nume binecuvântat. Unde îl găsește Domnul? La Ierihon. Culmea, îl salvează Domnul și pe ăsta. Cum l-a salvat pe cel căzut între tâlhar samariteanu? Domnul intră și nu ține nicio predică. Dar știți ce face în Ierihon? Nu predică, dar salvează oameni. Din Ierihon Dumnezeu smulge. Domnul smulge din Ierihon. Și aș vrea în seara asta la Elim să mai smulgă Domnul sufletele. Să mai smulgă Domnul sufletul acela care trăiește în Ierihon, care i-a păsat de gânduri negre, care i-a păsat de diferite stări de depresie. În seara asta n-aș vrea să fie o predică, ci aș vrea să fie o eliberare, pentru că eliberarea o dă Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele Lui. Îl găsește pe Zacheu, un om realizat. Un om realizat din punct de vedere financiar. Îl găsește dincolo de zâmbetul aparent, dincolo de funcția care o avea, dincolo de tot ce a avut în buzunarul lui. Se uită Domnul în Dud și îl vede pe Zacheu, tot în Ierihon. Pentru că, să știți, mulți s-au depărtat de Dumnezeu cu gândul să se ridice puțin financiar. Un pic Domnul a acceptat o funcție, după ce a acceptat funcția, a trebuit să accepte și orele suplimentare, după ce o acceptat orele suplimentare, o trebuie să accepte și să o ducă șeful acasă și o trebuie să accepte și să, mai știu, nu mai zic mai departe, da? Pentru o funcție, pentru o primă o ridicare financiară, pentru al 13-lea salar. Așa era Zacheu, era din poporul lui Dumnezeu, dar într-o zi o hotărât să coboare, să dea mâna cu romanii. De ce? Pentru stomac. Pentru un trai mai bun, pentru a ieși și el în față, că toată viața umbla cu tramvaiul fără climă. Acum are bandă, nu știu ce mașină. Și era șansa lui, financiar era șansa lui. Dar să știți, niciodată Ierihonul nu ridică, ci întotdeauna Ierihonul coboară. Toți pe care i-a găsit Domnul în Ierihon, toți erau dărâmați, toți erau coborâți. Niciunul care s-a depărtat de Dumnezeu nu a ajuns să fie fericit. N-au ajuns, pentru că fericirea o găsim lângă Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Niciunul care s-a depărtat de Dumnezeu peste ani, știți ce a spus? Dacă nu făceam greșeala aceea, dacă nu coboram atunci, dacă nu mă despărțeam, dacă nu mă apucam de fumat, dacă n-aveam coborârea aceea, ieșirea din casa lui Dumnezeu. Zacheu, așa a fost. A fost omul care o aduna bani. Dar știți ce îi lipsea lui Zacheu? Îi lipsea cea mai mare bogăție. Îi lipsea pacea, îi lipsea bucuria, îi lipsea lui Zacheu dragostea. Știți că e o cântare care o cântă grupul Speranța, care spune: ce n-ar da să aibă lumea? Pace în inimă. Ce n-ar da să aibă lumea? Liniște de plină. Dar cântă Speranța și spune: însă pacea e la tine. Pacea-i numai tu o dai. Doamne, acolo lângă tine e un colț de rai. Omul care stă lângă Dumnezeu, indiferent cât e Ierusalimul de călduros, indiferent cât e starea de smerită, e cel mai bine lângă Dumnezeu. Pentru că Ierihonul întotdeauna coboară omul. L-a coborât și pe Zacheu. I-a umplut buzunarele, dar sufletul era gol. Știți cum era? Ca o conservă goală. Dacă îl scuturai pe bucură-te și tu, mă, nu se putea bucura. De ce? Era gol. N-avea pace. N-avea bucurie, de aia căuta să-l vadă pe Domnul, căuta să-l găsească pe Domnul. De ce câteodată de la amvon se spune: frate, bucură-te, cântă. Domnul nu cântă, nu se bucură. Știi de ce? E ca Zacheu. El vine la biserică, o plăti cotizația, pune la colectă, dar sufletul e la Ierihon. Seara asta să fie seara în care Domnul să caute la Ierihon, să nu predice, ci să salveze în seara aceasta, să ridice stările noastre și să lase pace, să lase bucurie în inimile noastre. Slăvit să fie numele Domnului. Și iată că tot la Ierihon îl găsește pe Bartimeu. Și ăsta era sus, jos. Nu era nici ăsta sus. Și Zacheu, cât s-a urcat de sus, tot jos era. Spiritual era jos. Cât era de sus financiar, sufletește era prăbușit. Ăla căzut între tâlhar, nu mai vorbim, că ăla era la, aproape la cota 2 metri sub, aproape de moarte. Ăsta era aproape mort. Îl găsește pe Bartimeu, tot în Ierihon. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că l-a găsit acolo unde și-o ales să stea. Știți unde? Pe bordură jos, la marginea drumului. Îl găsește pe Bartimeu.
Știți că în vremea aceasta sunt oameni care nu trăiesc în Ierihon, dar au Ierihonul în interiorul lor. M-am gândit la fiul risipitor. Fiul risipitor spune că a ales să plece într-o țară îndepărtată. Oare să fi fost țara aia îndepărtată Ierihonul? Să poate să fi fost Ierihonul, țara îndepărtată. Saul din Tars era pe drumul Damascului, era drumul Ierihonului. Fiecare am avut drumurile noastre în care am crezut că nu ne vede nimeni, am crezut că suntem cei mai tari, am crezut că suntem cei mai grozavi. Dar au fost cineva care a venit fără voce, fără glas, dar i-am simțit prezența. Nu striga Domnul către Bartimeu, ci Bartimeu a început să strige către Domnul. Bartimeu aude că trece, eu simțit pasul, eu simțit cadența. Nu știu cine l-o fi informat pe Bartimeu că e Domnul. Dar știți ce face? Bartimeu nu e omul care să zică, nu, acum Dumnezeu, cu mila, după 40 de ani de orbire, nu știm cât a durat orbirea aceasta. Nu știm dacă a fost orb din naștere, nu știm dacă a fost după câțiva zeci de ani. Dar știm că stătea acolo lângă drum și era persoana care nu vedea, dar a început să strige. Zacheu a fost omul care nu striga, dar îl vedea pe Domnul. O zis căuta să-l vadă care e Iisus. El a căzut între tâlhari, ăsta nici nu mai vedea, nici nu mai avea puterea să strige. Știți ce e frumos? Că Domnul restaurează pe cel ce vede și nu poate striga. Restaurează pe cel ce strigă și nu poate vedea, dar restaurează și simte durerea. Și la cel care nici nu strigă, nici nu vede. Nu știu în ce categorie ești în seara asta. Poate nu mai ai puterea să strigi înaintea lui Dumnezeu. Poate n-ai mai avut puterea să-ți pleci genunchiul. Pentru că așa cum s-o citit la timpul de rugăciune în seara aceasta, păcatul te apasă ca o coptură. Păcatul tău e apăsător în viața ta. În seara asta, Domnul n-are nevoie de strigătul tău. Dacă nu mai poți striga, nu striga. Noi avem cântarea care spune, când buzele n-or mai putea, suspinul meu strigă către tine, te va lăuda. Suspinul meu strigă către tine. Cel căzut între tâlhari nu mai avea putere de strigare. Nu mai avea putere să-l vadă pe Domnul. Și Domnul se apleacă lângă el. Să fie seara asta o seară în care Domnul să se aplece spre noi. Slăvit să fie numele Domnului. Și este interesant că în Ierihon Domnul nu predică, dar Domnul face ceva extraordinar. Știți ce face la Bartimeu aici când intră? Când Domnul intră în Ierihon, îi face ceva lui Bartimeu. Își arată mila față de el. Își arată mila față de el. Spune cuvântul Domnului, versetul 47, așa. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. Iisuse, fiul lui David, ai milă! Până atunci era obișnuit să ceară de milă. Dar când o simți că trece Iisus, nu i-o cerut de milă, ci o cerut să-i fie milă. O zis, fie-ți milă, fie-ți milă de mine. N-o mai zis, fie-ți milă, dăm ceva, bagăm ceva. Până atunci, versetul 46, zice că cerea de milă cu mâna întinsă. Când a venit Hristos, el n-a mai întins mâna, ci el și-a întins inima către Domnul. Și a zis, fie-ți milă, arată-ți milă față de mine. Domnul intră în Ierihon fără predică, dar este cel care își arată mila față de Bartimeu. Să știți ceva, singurul care are milă cu adevărat de noi, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos e singurul care are milă de noi. Oamenii te mai bat pe umăr, îți spun, mă rog pentru tine, mi-e milă de tine. Și pleacă, uite că trebuie să mai fie milă de tine. Uite să-ți mai dea un telefon, uite. Alaltă ieri am fost la o înmormântare la un băiat de 21 de ani, aici în județ la noi. O murit marța în centru Timișori. Toți care eram acolo, sute de oameni, toți i-am îmbrățișat părinții. Toți le-am spus, nimilă, ne pare rău, nimilă. Dar noi am plecat acasă. Noi ne-am văzut de ale noastre. Știți cine a rămas acolo să-și arate mila față de ei? Singurul băiat l-a dus la groapă, mai avea o fată. Băiatul ăsta, un castejar, un băiat puternic. Un băiat frumos, ca un prinț. Mama se tăvălea pe jos la groapă și plângea după ea. Era inima lui, inima ei. Noi toți am plecat și ne-am văzut de treburile noastre.
Dar știu ceva, că Domnul și-o arătat și și arată în continuare mila față de femeia aceasta, mila față de soțul ei. Pentru că cel care are cu adevărat milă de noi este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În Ierihon nu vei găsi niciodată milă. Întotdeauna vei găsi milă când vei striga după Dumnezeu, când vei striga după mila lui Dumnezeu. Îs anumite persoane care ne așteaptă la ieșire aceea. Ați văzut și dumneavoastră, încât e o duminică, te așteaptă și zice, fie-ți milă, nu-mi dai ceva. Știi că ăla nu vine să ceară milă lui Dumnezeu. Ăla vrea să-i bași ceva în buzunar. El e mai bucuros decât să-i fie iertate păcatele, decât să iasă din Ierihon. El e mai bucuros să-i bași zecele în buzunar. Uite că Bartimeu de data aceasta nu mai cere milă financiară. Nu cere Domnului vreo câteva monezi sau vreo bagnotă. Și spune, Doamne, ai milă de starea mea. Privește spre mine, spre starea mea. Și știți ce face Domnul? Privește cu milă. Pentru că Domnul a venit în lumea noastră. Știți de ce? Pentru că i-a fost milă de noi. Și-a arătat dragostea pentru că ne-a iubit. Așa spune versetul de aur. Dumnezeu ne-a iubit și când iubești pe cineva, ții milă de el. Ții milă de starea în care se află. Gândiți-vă, Bartimeu, știți ce înseamnă? Una din traducerile numelui Bartimeu înseamnă fiul celui cu mare onoare. Fiul cu celui cu mare onoare. Auzi? Să fii fiul celui cu mare onoare. Să ai pe tata tău cel mai onorat din univers. Și totuși tu să stai lângă drum, cerșetor, să fii sărac și să fii cu mâna întinsă la Ierihon. De ce? Din pricina alegerilor care le facem în viață, din pricina lucrurilor care le alegem în viața noastră, putem noi să avem nume frumoase, putem noi să avem nume binecuvântate, dar uită-te alegerile care le iei în viața ta, uită-te alegerile care le iei în fiecare zi. De aceea când alegem, să avem grijă că putem să avem nume frumoase, putem să avem neamuri binecuvântate de Dumnezeu, dar noi luăm în viața noastră lucrurile care le alegem în viață. Duminica trecută, când am plecat de la biserică, ori zis copiii către noi, hai să mergem să... De obicei, după ce pleci de la biserică, ți-e foame. Cea mai mare vină o au predicatorii, că ei provoacă starea de foame, nu? Să vezi, în seara asta o să zici, bă, bine că s-o gătat, așa mi-e o foame. De ce? Îți provoacă predica, îți provoacă foame, nu știu, arzi calorii, nu arzi, dar oricum, când e gata slujba, ți-e foame. Și am zis, bine, mergem în mall să luăm ceva de mâncare. Ne-am dus la un moment dat la un loc unde se servea de mâncare și unde ne-am așezat la masă, era undeva la margine și numai puțin jumătate de masă era în exterior. Mă, ce a fost interesant, că ne-au adus niște apă să bem până să ne aducă mâncarea, dintr-o dată a început ploaia. Dar a început, nu știu ce, dar picura cu strop mari. Și am zis, mă, nu stăm aici în ploaie cu copii, hai să vedem, să căutăm o masă mai în interior. Și ne-am dus în interior, taman în colț opus, în partea aia altă, acolo am găsit o masă liberă. Ne-am așezat acolo, numai ce s-a ridicat cineva de la masă acolo, a venit o chelnăriță, a început să adune de pe masă, de pe acolo, și cu un băiat. Ia la un colț de masă, băiatul era la ăla la colț de masă. Știți ce a fost interesant? La un moment dat, tânăra aceasta îl strigă pe chelner. Acum nu vă zic numele lui, dar a rostit un nume din Biblie, un nume foarte cunoscut. Și a zis către el... Adună și paharele alea. Eu când am auzit numele din Biblie, imediat m-a făcut atent. Mă uit la el, când îl văd, cu lănțișorul la gât, un lănțoc așa la gât, am zis, mă, ce? Zic, auzi, te cheamă, cum a zis chelnărița? Se uită la mine, dintr-o dată pălește, dar avea niște ochi senini, niște ochi sclipitori. Și am zis, ăsta-i de-a nostru, ăsta-i de-a nostru. Și am zis, te cheamă, cum te-o strigat? S-a uitat la mine, o lăsat capul în roșu și a zis, nu mă cheamă așa. M-am zis, am 40 de ani, mă lasă urechea, mă, nu mă, n-am mai înțeles. Am zis, bine, dacă a zis omul că nu-l cheamă așa, doar nu-l oblig să-l cheme așa dacă nu-l îl cheamă. În fine, n-am mai continuat, l-am lăsat în pace. La un moment dat a venit, mi-a servit, mi-a adus ce am comandat acolo și se uită spre mine, zice, sunteți slujitor la biserică, la adunare? Zic, da. Și se uită, zice, mă cheamă așa cum ați zis.
Și am zis, mă, băiatule, eu știu că ți-i rușine, că tu nu mai ești cu noi, dar ascultă-mă, tu oricât vrei să fii cu ei în Ierihon, oricât vrei să semeni cu ei, tu tădi al nostru ești. Și o zis, știu, zice, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Și din discuții, sora lui vine la noi la tineret. Și am zis, trebuie să vii și tu neapărat. Și o zis, nu pot. Zic, uite, hai să vorbim atunci, ne întâlnim mâine. Zice, nu, că dacă vă spun în seara asta ce și prin ce trec, mâine sigur nu o să vreți să vă mai întâlniți cu mine. Ba, da, mă, băiatule, mă întâlnesc cu tine, orice îmi spui. Și atât a stat cu ochii ăia sclipitori, cu fața aia frumoasă, dar apăsat de durere, apăsat de Ierihon. Până o zis, auzi, nu poți vorbi cu șeful meu să mă lase 10 minute să vorbesc cu tine. Și am zis, ba da, am mers, am vorbit cu șeful lui, zic, lăsați-l 10 minute să vorbesc. Ne-am dus, m-a dus undeva într-un alt colț de mall acolo și am vorbit cu el. Mi-a povestit prin ce trecea, știți prin ce trecea? Prin Ierihon. Era trântit la pământ, totul era sumbru în viața lui, totul era sumbru. M-am uitat la el, părinții lui strigă către Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, ca să-l întoarcă, să-l smulgă din Ierihon. Și am zis, știu părinții tăi ce faci? Și-o zis, știu. Pentru că le-am spus totul pe față. Și zic, ce ori zis? Zice, mama, după ce i-am spus, o îmbolnăvi foarte grav. Și plângea. Și-o zis, mama e bolnavă din cauza mea, din cauza lucrurilor care le fac. Și am zis, bine, l-am ascultat și după ce l-am ascultat, zic, bine, mergem în... Eu zic, nu plecați. Zice, puteți să vă rugați acum aici pentru mine. Zice, puteți să vă rugați aici. Vă spun, la mall m-am rugat numai când am mâncat. Și a fost data când am zis, bine, acum așa aici, mă rog pentru tine. Plângea în timp ce mă rugam, plângea extraordinar de tare, purta un nume, un nume binecuvântat. Oare câți nu sunt aici, câți nu vin mâine seară la tineret cu nume binecuvântate? Dar viața lor e în ruină, viața lor e o viață duplicitară, o viață poartă nume pompos, nume binecuvântat, s-au anunțat binecuvântările pe duminica viitoare. Câți n-or fost aduși la binecuvântare cu ani și ani în urmă și astăzi sunt la Ierihon? N-ai vrea în seara asta să fie seara în care să ceri milă din partea lui Dumnezeu? O cântat fanfara în seara asta, o cântare care eu am notat aceea, fără să știe care e legătura. Știi ce zice cântarea aceasta? Nu mergi de la mine, Iisus! Oare n-o fi fost cântarea lui Bartimeu? N-o fi fost cântarea lui Bartimeu când toți dădeau cu pumnul în el? Taci! Taci că n-are vreme de tine! Taci că el are alte probleme! Mai grave decât problema ta! Și să uită Bartimeu! Poate că a început să cânte cântarea asta. Nu mergi de la mine, Iisus! Strigă inima! Spre alții vergi milă de sus! Dar fă-mi și mie așa, Iisus, Iisus, strigă inima. Poate în seara asta ești în locul acesta și inima ta tânjește după mila lui Dumnezeu. Domnul este în seara asta în locul acesta ca să-și reverse mila peste noi. Și zic, Doamne, revarsă-ți mila peste noi, revarsă-ți mila peste generația tânără, Doamne. Ridică o generație puternică de tineri care să întoarcă spatele la Ierihon și să meargă spre împărăția ta. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru care îl face Domnul în Ierihon, primul lucru, își arată mila. În al doilea rând, își arată ridicarea. Știți când Ierihon îi nevoie de ridicare? Toți oamenii care s-au depărtat de Dumnezeu s-au prăbușit. Toți s-au prăbușit. Unul nu a rămas în picioare. Indiferent prin ce situații financiare trece. Indiferent câtă școală au mai făcut. Fără Dumnezeu e prăbușirea asigurată. Toți s-au fost prăbușiți. Și primul, și al doilea, și Bartimeu. Toți s-au fost prăbușiți. Dar când intră Domnul, se produce ridicarea. De ce aducem omul nemântuit la casa lui Dumnezeu? Pentru că aici ai locul unde ridică Dumnezeu. Aici ai restaurat sufletul tău. Aici ai restaurat viața ta. Se uită Domnul și aude că Bartimeu îl strigă și îi transmite să-ți vină la el. Hai fi zis, Doamne, e orb. Doamne, du-te tu la el. Du-te tu, ajut cumva, frate, te rugăm de la 6 la 8, vino la noi, de la 9, nu poți, ești orb, dar picioarele te țin. Și ce-a zis Domnul? Chemați-l! Doamne, dai orb, te rog, mai pleacă-te odată la el. A zis Domnul, nu mă plec, eu l-am chemat, eu am putere să-l vindec.
dar trebuie să facă și el ceva. Știi ce a făcut Bartimeu? Zice că în clipa aceea s-a ridicat. În clipa aceea s-a ridicat. Îi nevoie în vremea aceasta să credem că atunci când apelăm la mila lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel ce ne dă puterea să ne ridicăm din starea în care suntem. Să știți, mulți vin la rugăciune și după aceea poate se îndoiesc în inima lor. Îi nevoie să crezi că ai apelat la mila lui Dumnezeu, nu la mila omului, ci ai strigat după cel care o strigat și Bartimeu. Dacă Bartimeu a avut izbândă, ai și tu izbândă în vremea aceasta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iarna asta am fost la o evangelizare undeva în zona Clujului după Dej, la o seară de evangelizare. Pe finalul predicii, dintr-o dată se ridică o soră în vârstă și vine spre amvon. Nu încheiasem încă predica, mai aveam câteva minute, dar oricum n-or mai contat când am văzut pe femeia aceasta că vine în față. Vine în față singură, dintr-o dată. Și mă opresc din predică și o întreb, ce-i problema? Și-o zis, vreau să vă rugați pentru mine, că sunt bolnavă de ani de zile. Și-am zis, bine, stai aici, gat predica și ne rugăm. Am chemat biserica la rugăciune la finalul predicii și ne-am coborât cu slujitorii care eram la amvon, i s-a făcut ungerea, ne-am rugat pentru ea, biserica s-a înflăcărat și se ruga pentru femeia aceasta. Ce-a fost interesant, când s-a gătat, dau mâna cu ea și spun, Domnul să-și facă lucrarea și dumneatale să crezi că Domnul își face lucrarea. Să uită la mine și dă așa din mână. Zici, eu sunt de 20 de ani bolnavă. Ce să mai... În momentul ăla eu m-am prăbușit în uia. Păi mă întrerupi la predică. Ai curajul să te ridici fără nicio problemă. Să vii în femeie curajoasă, da? Ca și Bartimeu. O întrerup tot discursul. O întrerup toată slujba. S-a ridicat, o venit în față. După ce îi pun pe fraz la rugăciune. Ne rugăm toți și îi spun că Domnul să atingă de ea, i-am dă din mână și mere înapoi la loc. Păi la cine ai chinuit, Domne? La ce ne-ai chinuit? La ce vii la adunare să ne rugăm pentru tine dacă tu nu ajungi în apa botezului? Că ești și tu la fel, dai din mână. Mă pocăiesc, dar nu acum. Mă pocăiesc data viitoare. Știți ce se întâmplă când trece Domnul prin Ierihon? Domnul ridică omul din starea în care se află. Ierihonul întotdeauna produce coborâre, dar acolo unde intră Iisus Hristos se produce ridicare, slăvit să-i fie numele Lui. Când a mers Domnul și s-a întâlnit cu cel căzut între tâlhari acolo în drumul spre Ierihon, spune cuvântul Domnului că nu l-a uns și l-a lăsat acolo. După ce i-a legat rănile, după ce l-a uns, după ce i-a aplicat tratamentul, ce-a făcut? L-a ridicat. Nu există om care să se întâlnească cu Dumnezeu și să rămână în aceeași stare. Nu există, dacă ai căpătat mila lui Dumnezeu, tu trebuie să te ridici din starea în care te afli. Tu trebuie să te ridici din tristețea în care te afli, pentru că Domnul și-a revărsat mila peste tine. Nu da din mână. Nu spune, Domnul, eu iau pastile de 30 ani. Eu stă cu pastile de depresie. Eu stă cu pastile de dormit noaptea. Păi când Domnul își revarsă mila peste tine, tu ai nevoie numai de mila lui Dumnezeu. Dar știi ce așteaptă Domnul de la tine? Nu să te ridice El. Că pe ăla aproape mort a avut nevoie ca Domnul să-și pună mâna peste el și să-l pună pe asin, să-l ridice. Dar Bartimeu avea picioarele bune. Nu știu cât era de supraponderal sau de slăbuț. Dar ce era interesant, că ăsta n-o băga de vină. Nu mă pot mișca, nu pot veni duminica dimineața. Nu pot veni joia, nu pot veni. Nu, ăsta o știut că îl cheamă Domnul. Și când știi că te cheamă Dumnezeu, tu te ridici din starea în care te afli. Tu vii marța la rugăciune, tu vii joia la biserică. De ce? Pentru că ai căpătat milă și îndurare de la Dumnezeu. De câte ori n-o și-o lăsat Domnul mila peste casele noastre. Și ai dat după aia din mână, după ce ți-ai atins scopul. N-ai mai dat pe la adunare. N-ai mai venit la casa lui Dumnezeu. Uită că Bartimeu se ridică din starea în care se află. Și Saul din Tars, fapte 9:11, spune că și omul ăsta, pe drumul Ierihonului său, pe drumul Damascului, când s-a întâlnit cu Domnul și-o căpăta milă, pune o întrebare. Și vine și spune, Doamne, ce să fac? Știi ce spune cuvântul Domnului? Primul lucru îi spune, scoală-te! Scoală-te, întâlnirea cu Dumnezeu te ridică din starea veche. Întâlnirea cu Dumnezeu te eliberează din starea de păcat. Eu zic, Domnul, ei fi tu învățat, ei fi tu cu multă școală, dar tu trebuie să te ridici.
Tu trebuie să te ridici. Mesajul din partea lui Dumnezeu în seara aceasta este: ridică-te în numele lui Iisus Hristos. Ridică-te din starea în care te afli. Nu e o rugăminte, ci o poruncă din partea lui Dumnezeu. Dacă ai căpătat milă astăzi și simți mila lui Dumnezeu peste tine, ridică-te din starea în care te afli. Dumnezeu nu are alifie din asta care te dă pe noi așa de compătimire. Nu! Zice, mi-am arătat mila față de tine. Ai văzut că te-am ridicat din starea în care te afli. Ți-am rostit cuvânt de binecuvântare. Nu mai te du în aceeași stare. Nu te mai du pe aceeași bordură. Nu te mai du pe aceeași margine de drum. Ci ridică-te. Să fie seara asta o seară în care să ne ridicăm în numele lui Iisus Hristos. Că porunca nu vine de la Dani. Porunca nu vine de la Elim. Ci porunca vine de la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui. Uitați-vă că pe unii, când Domnul își arată mila, pe unii ridică, pe alții trebuie să-i coboare, nu? Pe Zacheu, ce o zi? Zacheu, tu ești prea sus. Tu ești prea sus. Tu trebuie să te cobori. Unii trebuie să ne ridicăm când Domnul ne poruncește, alții trebuie să ne coborăm. Acum nu știu în ce stare te afli. Nu știu care-i barometru după care te vede Dumnezeu. Dar poate ție în seara asta îți spune Domnul, ridică-te. Sau dumneata le spune Domnul în seara asta, coboară-te. Mi l-a arătat și la Zacheu, mi l-a arătat și la Bartimeu, mi l-a arătat și la cel căzut între tâlhari. Dar pe toți i-o relocat, i-o luat din starea și din locul unde erau și le-a schimbat starea, le-a schimbat înălțimea. Pe ăla mic de sus l-a adus acolo jos. Pe ăla care a fost aproape de groapă l-a ridicat și i-a tratat rănile. Ar vrea Domnul să-și reverse mila peste noi și să ne ajute să plecăm pe picioarele noastre spirituale în numele lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și al treilea lucru. Când Domnul intră în Ierihon, se mai întâmplă ceva. Domnul nu ține predică în Ierihon, dar se mai întâmplă ceva. El mai face ceva. Știți ce face? Schimbă direcția. Domnul când ridică pe om, nu îl lasă pe aceeași direcție, ci Domnul îi schimbă direcția exact pe invers, exact în partea cealaltă. Uitați-vă, omul care a fost bețiv, eliberat de Dumnezeu, nu mai bea. De ce? E pe altă direcție. Se uită Domnul la Bartimeu și îi spune în versetul 52. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Iisus. Ce ciudat, Domnul îi spune, du-te și el vine, Domnule. Domnul îi spune, câți n-ar aștepta să-i spună Domnul, du-te de la Elim. Știi cum ar merge? Rachetă. Numai să-i spună Domnul, tu du-te, mă. Du-te, vezi de treaba ta. Îl pune Domnul la test pe Zacheu. Și îi spune, Zacheu, du-te, te-am vindecat, du-te. Știi ce face omul schimbat de Dumnezeu? Își schimbă traiectoria. Dar își schimbă traiectoria după Iisus. După cel care ne-a dat direcția, a zis, mă duc să vă pregătesc un loc unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și direcția, calea într-acolo. Domnul îi dă libertatea asta și spune, du-te. Nu vedeți că sunt unii care și-au luat libertatea aceasta. Domnul, eu m-am pocăit și eu am direcția mea. Am întâlnit acela birou într-o duminică seara pe o soră ce s-a botezat, nu mai știu, acum 2-3 botezuri în spate. Și de când s-a botezat până a venit la botez, au trecut vreo 3 luni de zile și n-am mai văzut-o la biserică. Știu că eu am botezat-o cu fratele Moț. Și îi zic, când o văd aceea, vrea să intre la rugăciune, zic, ce faci, soră? Zic, nu te-am mai văzut la rugăciune, la biserică, n-ai mai venit nici la rugăciune, nici la biserică. Zic, ce mai faci, cum ești? Se uită, ce vrei, frate, zice, îmi porți de grijă? Mă, soră, nu-ți por de grijă, soră, dar nu te-am mai văzut. Noi te-am botezat și nu te-am mai văzut. Intră în birou și ce credeți că face? Zice, frate Moț, ăsta nu mă lasă în pace. Ce treabă are dacă vin eu la biserică? Să uite, fratele Moț, lasă, soră, ne rugăm pentru tine și vii la biserică. M-am gândit, vedeți, nouă ne place să ne facă Domnul bine, dar să ne vedem de drumurile noastre. Să ne vedem, să ne spună Domnul, tu du-te liniștit, să nu ne mai întrebe nimeni nimic, să nu mai aibă nimeni treaba noastră, să nu te întrebe, Ema, de ce nu vii la cor, Domnul, să n-ai curajul să-i întrebi pe unii.
Pe unii, hai că ăia-s pocăiți și-ți spun de ce. Dar îs unii, dar nu la noi la cor, în alte biserici. Să te ferească Dumnezeu să-L întreb de ce n-ai venit la cor. De ce n-ai venit la repetiții? Le place drumul lor. Mântuire, ridicare, dacă se poate iertare și eliberare, dar să ne vedem de drumurile noastre. Și uite ce face Bartimeu. Bartimeu, Domnul îi spune, du-te, și el zice, mă duc, dar mă duc după tine. Ăsta-i semnul eliberării lui Dumnezeu. Ăsta-i semnul că Domnul te-a ridicat de la Ierihon, că ții direcția după el. Ați văzut oameni cu direcțiile lor care spun, frate, Dumnezeu m-a păzit că dacă lăsam 5 minute pocăința la o parte, știți oameni din ăștia? Știm, dar nu la noi în oraș, nu la noi în apropierea noastră. Știi? Ăștia-s oameni pe direcția lor. Domne, ăsta-i omul care își vede de drumul lui. Domnul l-a iertat, a fost schimbat de Dumnezeu, dar știi ce e problema? Nu a avut puterea să întoarcă de volan, să întoarcă drumul după Domnul. El a crezut că Domnul i-a dat vederea și el trebuie să facă ce vrea. El vine când vrea la adunare. Sunt oameni care țin de direcțiile lor. Oameni care spun, frate, mi-au venit să-i dau un pumn, mi-au venit să-l cărpesc, Domne. De ce? Pentru că aia macină în interior. Nu și-o schimba direcția, nu și-o schimba drumul. Când ești schimbat de Dumnezeu, nu mai mergem pe direcția noastră, ci mergem pe direcția Lui, slăvit să fie numele Domnului. Știți ce face Zacheu? Zacheu își dă haina jos de pe el și nu o pune pe umeraș, că mulți pun haina pe umeraș și se întorc la aceeași haină după ani de zile. După 2 ani, după 3 ani de zile, după ce ori umbla cu Domnul, merg în dulap și văd haina. Și spune, păi pe mine nu m-a mai băgat nimeni în seamă, 2 ani nu m-a mai salutat nimeni. Pe mine nu m-a mai ținut în brațe. Dar noi n-am venit să fim ținuți în brațe. Noi n-am venit să fim legănați. Ci noi am venit să mergem după Iisus. Nu brațele noastre, nu brațele mele, nu brațele lui altul te duc spre ceruri. Tu ai fost ridicat de Dumnezeu, tu ai fost restaurat de Dumnezeu și direcția îi după Domnul Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Nici o piedică n-are voie să ne schimbe direcția. Și trebuia să spuneți toți amin. Nici o piedică n-are voie să ne schimbe direcția. Cât o fost de curajos Bartimeu orb, dar cât de curajos a fost când i-a venit vederea. Că Domnul i-a zis, du-te, ești liber să mergi unde vrei. Și a zis, Domnul, ești liber? Noi o să mă duc după tine, i-a zis Bartimeu. Eu vin după tine. În vremea aceasta, și vreau să mă apropii de încheiere, în vremea aceasta sunt foarte mulți care vor să fie eliberați din Ierihon. Dar nu știu dacă ești dispus să schimbi direcția. De ce unii amână sau amânați unii din voi intrarea în apa botezului? De ce? Știți de ce? Că vi-e foarte greu să înțelegeți că trebuie schimbată direcție. Ți-e foarte greu să lași volanul în mâna lui Dumnezeu. Ți-e foarte greu după ce o viață ai șmecherit la Ocico, la piața de mașini, ai cu kilometri, cu... Mai știu eu ce, nu mai discutăm de treburi din astea, da? Să înțelegi că nu mai ai cum, că tu ai schimbat direcție. Tu n-ai cum să spui că îi o sumă de bani și să fie altă sumă. Nu mai te ocupi, pentru că Bartimeu nu mai stătea pe drum, nu mai stătea jos, ci el stătea sus acum. El nu mai era un orb cerșetor, el era un orb vindecat de Domnul și redată demnitatea la orbul acesta. Pentru că asta face Domnul, redă demnitatea. Se uită Domnul la Saul când întreabă pe drumul Damascului ce să facă, îi spune Domnul, scoală-te și du-te în cetate și ți se va spune ce să faci. Uitați-vă că Domnul îi schimbă și lui Saul direcția. Schimbă tuturora direcția. Dacă lăsăm să ni se schimbe direcția, dacă lăsăm volanul în mâna lui Dumnezeu, cel mai greu nu-i pentru un om să îl scoți din birt. Cel mai greu nu-i să-l scoți din Ierihon. Știi ce e cel mai greu? Să scoți Ierihonul din el. Cel mai greu nu să-l iei din birt. Că pui mâna pe el, îl iei pe ăla cu 5 minute, lasă pocăința deoparte și îl scoate din birt. Știi ce e cel mai greu? Să scoți birtul din el. Ăsta e cel mai greu. Dar să știți ceva, Dumnezeu are puterea să ne scoată și fizic și spiritual. Slăvit să fie numele Domnului. Închei cu experiența unui misionar care a mers misionar în India și când a ajuns ăsta acolo, după câteva săptămâni, după ce a misionat și și-a făcut o legătură cu budiștii de acolo, la un moment dat s-a trezit lângă o clădire în jurul căreia erau foarte mulți budiști. Și s-a dus creștinul cunoscut în media lor acolo și a întrebat ce se întâmplă aici, de sunteți atâția.
Și un budist s-a uitat la el și a zis, zice, știi de ce suntem adunați? Astăzi am găsit ceva în clădirea asta, am găsit un os. Și se pare că ar fi un os din oasele lui Buddha. Și zice, de-aia noi țopăim, suntem bucuroși aici, că am găsit un os din oasele lui Buddha. Și se uită budistul la creștin și spune, așa e că și voi, dacă ați găsi un os din trupul lui Iisus Hristos, ați fi fericiți. Așa e că și voi ați fi bucuroși, ca și noi, dacă ați găsi un os, o palmă, un deget din oasele lui. Și se uită creștinul și spune, nu, noi dacă am găsit un os din oasele lui, noi am fi foarte triști. Noi am fi foarte triști dacă am găsit și noi nu avem cum să găsim un os din oasele lui. Pentru că el nu este mort, el este viu în vecii vecilor. Mărit să-i fie numele lui și el nu are graniță. Nu există Ierihon care să-l țină departe pe Domnul. Nu este groapă prea adâncă spre care să nu se poată apleca Domnul Iisus. În seara asta arată-i, spune Ierihonul vieții tale, strigă după mila lui Dumnezeu și Domnul își va arăta mila față de tine. Va trimite mână de ridicare, dar tu știi ce trebuie să faci? Schimbă direcția, dar nu direcția ta, ci direcția ta și direcția mea. Direcția noastră să fie împărăția lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.